În clipul de azi am testat împreună cu Ioana mâncare cu specific Disney. Stați până la final pentru a vedea dacă e doar reclama de ea sau chiar a meritat. Fraților, trebuie să începem neapărat cu sandwichul cu Fulger McQueen, pentru că sunt mare fan Cars, fraților. Nu vine să cred că filmul Cars mai are 3 ani și face 20 de ani. Este unul dintre filmele mele preferate și mă simt foarte joasă să spun că unul dintre filmele mele preferate e un film de acum 20 de ani. Mi se pare că am îmbătrânit, sincer. Așa că avem acest sandwich Fulger McQueen la restaurantul Cars, care este cu șuncă, cașcaval și lavaș chiri, fraților. Hai să gustăm. E bun, e destul de crunchy, e interesantă pâinea, dar sincer mă așteptam să fie mai bun și mai brânzos, mai sosos, așa, știți ce zic? Vedeți, avem și un culiț aici, brânză, după cum ai fi fecam pustiu la restaurantul Cars. Și acum trebuie să iau gură din mijloc să vedem adevăratul gust. Sandwich Fulger McQueen, e bun, mă zice Croc McQueen la acest sandwich, e superb. Mai avem această supiță de dovleac, mie nu-mi place dovleacul, dar este cu lavaș chiri și este de la restaurantul Cars. Sandwichul ăsta este 8 euro și supița este 5. Ioana este mare fană supă de dovleac, așa că luăm o gură și o dăm ei. Mamă, ce bună e. Cred că ai făcut-o să bagi sandwich-ul în ea. Să bag sandwich-ul aici? Da. Băi, nene, e bună rău de tot. Ia. Mamă, e bună rău de tot. Dacă veniți la Disneyland, fraților, vă recomand Croc McQueen. Supă genială amândouă, sincer. Are gust de lavaș chirii, ce ciudat. Și chiar merge pe vremea așa un pic mai răcoroasă. Sunt bucați de brânză topită din aia triunghiulară, știi ce zic? Vreau să încerc și sandwich-ul, ia să vedem. Cred că supa bate sandwich-ul, sincer. Supica a câștigat pentru că, na, ăla e un sandwich. Cât de bun poate fi un sandwich, îl face acasă. Dar supa asta chiar foarte bună. Și vreau să laud francezii pentru că au rezolvat problema cu lemnul. Știi când mănânci undeva și îți dă furculița de lemn, că nu-ți mai dă de plastic, că, na, salvăm planeta. Și e oribil, ai așchi în gură, e nașpa rău de tot. Ce au făcut băieții mei la Disneyland aici, da? Una bucată lingură de plastic, una bucată recipient de plastic. Vedeți, una bucată coș de gunoi, reusable tableware. Am și întrebat la restaurant, astea le iei frumos, le arunci aici frumos și ce le fac ei, nu știu, nu mai e problema mea. Le spală, le reciclează, le dau foc, le fac altceva, nu mă interesează. Eu știu că n-am mâncat în lemn, nu ăla, vai de capul lui, și din carton și din așa. Ia vedeți ce am venit să mâncăm. Ta-na-na-na, Mickey Pizza, fraților, după cum puteți observa. Ioana este mare fană Mickey Pizza. N-am mâncat niciodată, dar am văzut în vlogul lui Dorian că este foarte bună și ne-am luat și această prăjiturică aniversară de 30 de ani, fraților, care... E un mus de ciocolată în 3 straturi. Hai să gustăm, fraților, luăm prima urechi. Și așa am luat pizza pepperoni, aveau ori pepperoni, ori four cheese și am luat pepperoni, evident. Băi, e pizza congelată, dar arată destul de bine, adică nu pare ca o pizza congelată, ia să o și gustăm. Băi, nu-i rea, dar nu-i nici cea mai bună, nu știu, pizza congelată pe care mănânc eu acasă e mult mai bună. Sincer, mi se pare dezamăgitoare. Aluatul se simte foarte bine, foarte fresh așa. Sosul e wow, brânza, nu știu, am foarte mare figuri când vine vorba de pizza. Adică sunt cel mai mare hater pizza de pizzerie din asta de delivery. Eu mănânc pizza doar la restaurant din aia italienească, care cu din aia nebuneliu, cu din aia moale, de care se topește. Curge. Care curge, exact. Ia vedeți prăjiturica, hau, ia să vedem. Eu nu sunt cea mai mare fană mus de ciocolată. Are mus, blat, mus. Băi, e bună, dar nu e wow, nici asta. Adică nu pot să zic că e cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o în viața mea. Păi ok, dacă îți băream, dar pe ea nu se justifică, dar măcar e cu mic, e drăguță. Bă, nu e wow. Da, într-adevăr, cred că merge dacă mai pui niște cârnăciori pe ea. E foarte bună dacă îți pui așa mai mulți cârnăciori pe ea. Dar dacă mănânci doar partea cu brânză și blat, uite, e foarte puțină brânză, vezi? Ce mare e blatul și ce puțin e brânză. Da, exact, nu știu, e foarte dezamăgitoare, așa că ea arată foarte bine. Dar la ce poți să te aștepți? Adică nu e o pizzerie adevărată. Chiar dacă se numește pizzeria Belanote, dar nu e chiar o pizzerie adevărată. Da, da, e 60 de lei. Eu zic că o să-ți placă asta. Nu, asta e foarte bun pentru mus. Mie chiar nu-mi place musul, dar ăsta e chiar bun. Adică mi se pare că e făcut foarte bine. Ioana și-a dorit mult de tot să mănânce acest turkey leg. Ultima oară am mâncat în Disneyland-ul din California și acolo era mult mai mare. Deci vreau să vă... Cred că dacă o să găsesc poza, o să vă lăsăm aici pe ecran. Era cât capul meu. Deci gândiți-vă că era efectiv cât capul meu. Și dacă căutați poze pe net, o să vă arate la fel. De ce? Curcan, mare, barbecue. E un picior de curcan și este cel mai bun lucru. Deci dacă veniți la Disneyland, mi se pare un snack foarte underrated. E 9 euro și e cea mai bună chestie din parcul ăsta. Bă, mie îmi place că totul aici e instant, adică nici n-am plătit bine și mi-a adus mâncarea. Ia să vedem. Chiar e bun, dar ar fi bun și cu un pic de cartofi ceva. E foarte fraged. Pare ars, dar înăuntru e foarte bine. Dar nu e ars, e un coat de barbecue sauce. Se numește The Last Chance Cafe. Bă, nene, am o problemă personală cu oamenii ăștia. Bă, miroase a popcorn în tot parcul ăsta, bă, băiatule. Uitați-vă cum arată cozile, da? Vă rog frumos, pentru un popcorn de 50 de lei. Ați auzit bine, 50 de lei popcornul ăsta. Mă rog, ele 6,50 euro, dar dacă vrei și acest celebration bucket, evident că frații mei îți cer 10 euro, dar după aia stai cu popcornul la gât. Noi o să-l gustăm. Hai să-l... Opa, dacă o să un pic pe jos. Hai să-l gustăm, să vedem dacă are gust de popcorn de 50 de lei.
Cred că e cel mai slab popcorn pe care l-am mâncat. E bun că e popcorn, dar el e foarte slab, adică așa să fie sărat, dar nu e deloc sărat. Și mai au popcorn dulce, oamenii ăștia peste tot, nu înțeleg ce vă place la popcornul dulce. Nu pot să înțeleg, dar ai, am luat multe țepe la Disney Land-ul ăsta, 50 de lei pe porție de popcorn, nu pot să zic că e cea mai mare țeapă. Fraților, am luat și 2 macarons aici, 2,20 euro bucata. Am luat unul cu, ce am luat? Am luat unul cu caramel sărat și unul cu spread, nu știu exact ce e, așa scrie acolo, gen, nu scrie care vreo aromă, dar erau foarte... Mamă, ce vânt a dat peste noi. Dar sunt foarte drăguți că au și desene. Adică, ia vedeți, stați așa. Este acesta cu Mickey. Ia să-l gustăm. Asta nu-mi place. Aromă basic de macarons, gen. Și găsirea macarons ieftin și n-are aromă. Dar să gust și asta cu caramel. Asta ar trebui să fie mai bună. Asta cu caramel este cu castelul. Ce drăguț e. Cu castelul. Hai să vedem cum e acesta. E mult mai tare, dar e mult mai bun. 2 euro pentru un macaron nu e așa mult, având în vedere cât costă macaron și la noi. Sunt ok, adică sunt chiar ok. Dacă veniți la Disneyland, puteți să vă luați, că eu zic că sunt ok. Fraților, am venit la un restaurant din ăsta cu sandvișele prin Disneyland și a dat o ploaie afară și văd că umbrele astea nu se pun. Așa că a pus Ioana mâna pe masă și ne-am retras și noi așa într-un colț. Așa că am luat acest sandviș cu cașcavale, uitați-vă cum arată și cu șunculiță. E bun. Nu s-a răcit de tot. Mă așteptam să răcească de tot dacă teneam crinile cu masa, dar încă e cald. Ia uitați-vă ce e aici, ia uitați-vă. Ia să iau o gură de aici de la șunculiță. E bun într-una. Și cașcavalul ăsta e altceva. Ce la francezul ăla francezilor, bă. Brânza asta e genială. Și am mai luat și această gogoșică care sper că e cu ciocolată. Da, așa că o fac așa, da, e cu ciocolată. Ia uite-o, aveau și cu apricot. Ce e apricot? Caisă? Iersică, caisă, nu știu, ai idee că nu le diferențiau după nume. Adică trebuie să luăm la nimere reală, să vedem dacă nimerim. Foarte puțină ciocolată și rece, cam slabă gogoșica, dar e ok, adică se califică, nu e oribilă. Și am o problemă personală cu toți oamenii de aici care nu vorbesc engleză. Bă, frate, lucrez la Disney, la un parc internațional unde vin numai turiști, care din asta știu și că există, dar turiști. Vorbești cu mine în franceză, te întreb în engleză, îmi răspunzi în franceză. Păi ce vrei să-ți fac, mâncați și gura ta, te întreb ceva? Je ne sais pas, je ne sais pas, nebunilor, vorbiți în engleză, sunteți nebuni. Ia vedeți, fraților, am mai mâncat din asta, am dat de ciocolată forță, sunteți nebuni, e bună într-una, dacă era și caldă, era și mai bună. Sandwichul, după cum vedeți, s-a evaporat. Eu și cu Ioana am mâncat din el, știți cum? Nici n-am respirat. Sincer, mergea mai multă șuncă în sandwich, dar genial. Moale, cald, cașcavala se topea, ceva senzațional. Dar și asta, uitați-vă câtă ciocolată are în ea. Genial. Fraților, sunt supărat rău de tot. Am filmat o fază în care arătam că mi-am cumpărat și eu acest cupcake roz cu Flow's Cafe și era oprită la valiera. Nu mai are sens. Ea e bună, așa, sunt supărat, foarte supărat. Mai gust o dată, dar e foarte bună. Mi se pare că are gust așa de ciocolată, chiar dacă ea e roz, știți ce zic? Cred că e cu ciocolată albă, așa scrie pe afișul acela și chiar e bună. Și pâinica e foarte, foarte dulce, așa e ce trebuie, nu știu, n-am ce să zic mai mult. Venisem să iau altă supă și dacă tot am venit să luăm o supă, am zis să încercăm și asta, pentru că e foarte bună supa. Știți că dacă mie, eu vă zic că îmi place ceva, chiar îmi place ceva, așa că am venit să luăm altă supă și am zis, bă, să luăm și acest cupcake, care este foarte bun, sincer, dacă veniți la Disneyland, vi-l recomand. E un pic greu de mâncat, sincer, pentru că trebuie să muști din ăsta și din ăsta, dar chiar e bun. E unul dintre cele mai bune dulciuri pe care le-am mâncat de aici. We'll be right back.